Bună seara! Bună seara! Mă bucur foarte mult că sunt în seara asta aici și mă bucur că sunteți atât de mulți pentru că mie îmi place cu mulți. M-a stresat foarte tare Coco în culise, serios, și are ideea asta în cap că noi o să facem sex. Vă jur că dacă vă uitați la Coco în palmă, nu-i se mai vede linia vieții de la tot. Uite linia vieții! Ia uite, lucește! Sunt pentru a doua oară în finală și mie mi s-a părut că data trecută v-am satisfăcut și nu mi-ați dat banii. Dacă nici de data asta nu-mi iau banii, vă promit că nu mai fac nicio excepție și îmi dați banii dinainte cum sunt obișnuită. După ce a apărut sărutul meu cu Bendeac pe internet, toată lumea m-a întrebat cum sărută Bendeac, cum a fost sărutul cu Bendeac. Așa că am intrat pe YouTube să văd și eu cum a fost. Și la sugestie apărea Bendeac o sărută pe Flavia de la Neața cu Răzvan și Dani, Bendeac o sărută pe Monica de la România Dansează, Bendeac o cere în căsătorie pe Alina Eremia. Mihai, în curând o să apărem mai multe femei cu hashtag-ul MeToo. Și de atunci, de fiecare dată când ies pe stradă, se face coadă la mine, toți bărbații vor să mă sărute, zici că sunt la moaștele Sfintei Paraschiva. Și cumva e adevărat, pentru că dacă pe mine un bărbat mă atinge, eu fac minuni. Și vreau să vă zic că mi-au scris și oameni care nu mă plac, mi-au scris pe Facebook și vreau să le zic doar atât. Glumele mele sunt ca melodiile lui Chelu, nu sunt pentru toată lumea. Mi-aș dori foarte mult să am și votul tău, doar pentru la final să pot cânta gândindu-mă la tine cine m-a făcut-o mare.